Elevilor din Ucraina li se va oferi șansa de a învăța în școlile din Iași. Până acum ei puteau doar să asiste la orele de curs susținute în școli, însă fără posibilitatea de a promova în anul următor. Începând cu noul an școlar, ei vor putea să participe și să susțină și examenele finale. Cei mai mulți elevi ucraineni erau aduși în școală cu statut de audient. Ei participau la activitățile didactice, dar nu erau evaluați practic și nu aveau nici dreptul să promoveze de la un an școlar la celălalt. Ceea ce trebuie să facem anul acesta este să-i integrăm uh, și să devină elevi astfel încât să dobândească dreptul de a promova uh, anul școlar pe care îl parcurg. Sunt 202 cereri în prelucrare în acest moment. Totodată, în unele școli, cursurile de limba română vor fi și de câte două ore pe zi pentru a-i ajuta pe copiii ucranieni să învețe să comunice cu elevii și profesorii. Provocarea vine și din perspectiva continuării conflictului din Ucraina și a necesității de a integra în școlile de masă copiii ucraineni. Luăm în calcul să prelungim și în acest an școlar cursurile de limbă română pe care le-am avut desfășurate anul trecut prin Inspectoratul Școlar, în așa fel încât să-i sprijinim să depășească probabil cea mai grea dintre problemele cu care s-au confruntat, și anume bariera lingvistică, pentru că asta creează dificultăți inclusiv în integrarea școlară a acestor, acestor elevi. Datorită acestei oportunități, mulți părinți ucranieni și-au înscris copiii în unitățile de învățământ din cadrul județului Iași. Sunt peste 200 de cereri pentru înscrierea copiilor ucranieni în școlile din Iași.